Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni! Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot! Bine ați venit la o nouă etalare! Voi face o etalare pentru luna aprilie, Zodia Fecioară, luna sau ascendente Zodia Fecioară. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați mesajele cu care rezonați și să vă înscrieți dacă n-ați făcut-o. Este gratuit, nu vă costă nimic, dar noi în acest mod ne vom conecta printr-un fir invizibil pentru a primi răspunsuri mai concrete din partea tarotului, din partea oracolelor în etalările viitoare. Dragii mei dragi, vreau să vă mulțumesc pentru susținere, pentru că mi-ați fost alături, am trecut acest prag de 10.000 de înscriși. Vă mulțumesc și vă doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pașii. Da, în momentul de față noi este lună în balanță, într-o lună plină în balanță și poate atinge relațiile de tot felul, relațiile cu cei din jur, relațiile cu persoana iubită, relațiile chiar și cu sufletul nostru, da, de ce nu? Așa că, într-un mod sau altul, trebuie să fim foarte atenți la ce semănăm, da? Pentru că nu trebuie să uităm că soarele a intrat în luna, soarele a intrat în zodia Berbec și este un nou început. Și Berbecul, în general, face primul pas, ia inițiativa sau pune prima sămânță. Așa că aveți grijă la ceea ce semănați, să fiți cât mai pozitiv, să aveți gânduri pozitive, pentru că în lunile de toamnă vom culege ceea ce vom semăna acum în primăvară, nu? Așa că sfatul meu este să fiți cât mai pozitivi și pentru că automat se va întoarce înapoi, da? În ceea ce noi am dat, ce am oferit, ce am gândit. Da? Și să nu uităm și că este un an 8, cum este și luna plină în balanță, care balanța este justiția în tarot, arcana major numărul 8 este justiția și din nou vorbește de echilibru, de armonie, de adevăr, de sinceritate și în acest an, care e un an 8, vor cădea măștile acelor persoane care nu au fost sincere, care au avut un țel, care au jucat pe la spate, vor cădea măștile, va ieși la suprafață adevărul. Va trebui să spunem adevărul, va trebui să fim cât mai sinceri cu noi înșine și cu ceilalți din jurul nostru și vom vedea persoanele așa, de fapt așa cum sunt ele în realitate. Așa că sfatul meu este să aveți grijă la ceea ce semănați pentru că aia vom culege. Pentru că, bineînțeles, orice fapta noastră, orice alegerea noastră are și vor avea consecințe și trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Haideți să vedem în luna aprilie ce evenimente, surprize, ce situații vor fi pentru Zodia Fecioară, luna sau ascendent în Zodia Fecioară, pentru toți cei care mă susțin, pentru cei care mă urmăresc, pentru cei care s-au abonat la canalul meu Luminița Tarot. Ce va fi în această lună aprilie, Zodia Fecioară, luna sau ascendent în Zodia Fecioară? Pentru toți cei care vor vedea acest videoclip. Ok, mulțumesc. Haideți să vedem Zodia Fecioară pentru luna aprilie. Ok, mulțumesc. Vedeți, din nou a ieșit justiția. Deci, cartea cu numărul 8. Oricum, aici a ieșit judecata cu pajul de bețe. Aici văd că analizați și contemplați trecutul și prezentul. Cred că va trebui să luați decizii pentru familia dumneavoastră. Aici judecata îmi spune și că ați aflat un adevăr sau veți afla un adevăr. Veți vedea, în momentul de față e posibil să vedeți lucrurile mai clar, cum stau de fapt, da? Să vă dați seama de realitate. Poate fi neplăcută această situație, dar vă ajută să vedeți de fapt cum
cum este realitatea, cum, de fapt, ce se întâmplă în jurul nostru și vă veți da seama ceea ce trebuie să faceți de acum înainte. Dar văd și că e momentul să decideți pașii următori și văd că îi veți decide cu o persoană născută în semn de foc, berbecul săgețător, mai tânără decât dumneavoastră. Văd că e posibil să vă gândiți la această persoană. Vi se spune că trebuie să fiți mândru de ce ați realizat. Și aici cu judecata, divinitatea vrea să vă trezească la realitate, da? Văd că veți renaște, se vor îmbunătăți situațiile dumneavoastră, se va îmbunătăți viața dumneavoastră de acum înainte. Și aici văd că sunteți foarte entuziasmați în ce privește un proiect, un nou proiect, sau în ce privește creativitatea dumneavoastră. Văd că planificați anumite situații și e ca și cum parcă nu mai aveți timp sau sunteți nerăbdători. Da? În ce privește, văd foarte multe gânduri în ce privește proiectul dumneavoastră, creativitatea dumneavoastră. Sau vă gândiți la o persoană mai tânără și sunteți foarte nerăbdători ca această persoană mai tânără nu știu, să se facă auzită, să spunem așa. Dar văd că sunteți foarte, foarte siguri de voi înșivă și veți fi foarte entuziasmați și veți reuși să faceți tot ceea ce v-ați propus cu zâmbetul pe buze. Sau, cum am zis, această persoană vă va aduce zâmbetul pe buze, vă va aduce lumina, vă va aduce entuziasmul pentru a trăi, să spunem așa, sau această persoană vă va ajuta. Dar doriți un nou început, doriți un nou drum, plin de lumină, plin de căldură. Cinciul de spade, văd și o persoană care vă va ajuta, vă va sări în ajutor, dacă n-am precizat. Cinciul de spade aici îmi spune că vei face o alegere sau face o alegere, dar îți vei da seama că acea alegere nu a fost tocmai potrivită, din păcate. Pentru că cineva aici nu se va ține de promisiune și nu mai dorești să cobori la compromisuri, nu mai dorești să faci compromisuri și vor fi schimbări necesare pentru a te aduce, pentru a-ți readuce echilibrul tău. Te sfătuiesc să eviți acele persoane negative cu care vei intra în contact, pentru că te lasă fără forțe și văd că ți aduce dramă în viața ta. Văd că cineva aici nu joacă onest cu tine. Nu promite marea cu sarea, dar nu se ține de cuvânt. Ai grijă la persoane cu care vei face alegeri, pentru că întârzie să apară rezultatul cu aceste persoane, da? Și vei avea obstacole, din păcate. Justiția. Aici spune că trebuie să, nu știu, e ca și cum dorești să-ți faci dreptate în ce privește aceste persoane care nu sunt oneste și care își privesc interesul sau care aduc dramă și aduc, e ca și cum din cauza lor te oprește din drumul tău, da? Îți face obstacole, îți provoacă obstacole. Și îngerii știu că ești preocupat, dar ți se spune să ai încredere că totul va fi bine. În ce privește relațiile cu cei din jur sau contractele pe plan financiar, cineva a fost nedrept cu tine, ți-a făcut o nedreptate. Și de aceea ți se spune să iei o decizie înțeleaptă și să nu-ți pierzi încrederea, să nu te preocupi că va fi totul bine. Să-ți menții convingerile tale în ce privește această situație și să te rogi pentru ca să primești lumină, iluminare din partea divinității, pentru a te vindeca. Și ia-ți timpul necesar pentru a reexamina profund un detaliu. Cred că trebuie să ierți pe cineva pentru a-ți regăsi pacea și pentru a-ți regăsi pacea cu persoanele care sunt în această situație. Zodia Balanța are un rol important. Poate unii dintre voi aveți doi copii și sunt drama sau dezechilibrul la nivel mental vin din partea acestor doi copii și tu ai nevoie de echilibru și de armonie. Ți se spune să fii imparțial și obiectiv. Îndrăgostiții, văd comunicare cu persoana iubită, cu partenerii, cu colaboratorii dumneavoastră. Vi se spune să vă deschideți inima.
dar mai greu, pentru că ați trecut prin multe, cum văd eu aici. Ați fost judecați pe nedrept sau dumneavoastră ați judecat și de acolo karma, din păcate. De aceea v-am spus la început să avem grijă ce semănăm, pentru că se întoarce ca un bumerang în viața noastră, să știți. Și văd că situații din trecut aici, în ce privesc alte persoane, e ca și cum ați fost imaturi într-o situație în ce privește o decizie și ați rămas dezamăgiți. Văd o suferință aici care a fost. Dar în această lună aprilie vi se spune să terminați cu judecata și cu critica și să analizați. Să analizați înainte de a lua decizii. În ce privește familia dumneavoastră, în ce privește viața dumneavoastră, pentru a aduce o îmbunătățire, pentru a aduce o renaștere, pentru a ieși la lumină, pentru a veni lumina în viața noastră. Și văd că aveți dorința aceasta, entuziasmul necesar. Dar trebuie să aveți grijă la acele persoane care aduc dramă, obstacole, nu se țin de cuvânt, că vă poate duce dezechilibru. Sau copiii, nu? Bineînțeles. Dar aici îi spune să-ți deschizi inima. Văd că vei primi iubire, va fi vindecare în relația ta de cuplu dacă au fost probleme, văd că vei avea o viață plină de bucurie, mai multă energie, de mai multă sănătate și să iei acele decizii ascultându-ți inima, alegeri împreună cu partenerul chiar. Vei face ceea ce îți place să faci, îți vei urma inima, îți vei urma pasiunile. Da? Deci văd că vei intra în contact cu persoane mai tinere, zodia Gemeni, săgetător, balanță, pot avea un rol important, taur. Aici preotul îmi spune că să îmbrățișezi pe cei care te înconjoară. E un moment de o mare creștere spirituală și e fundamental ca tu să fii înconjurat de persoane care te iubesc și să fii disponibil să accepți ajutorul altor persoane, și pentru că acest lucru îți va aduce confort în ce privește soluțiile tradiționale. În această lună aprilie văd că vei fi foarte tradițional, valorile vor avea un rol important, familia ta. Și chiar vei simți nevoia să experimentezi chiar și anumite lucruri diferite. Da, aici văd că e nevoie de înțelepciune. Poate te vei sfătui cu cineva sau vei fi tu mai înțelept, poate vei dori să mergi la un locaș de cult sau să intri în legătură cu un preot. Sau vei fi mai spiritual sau în ce privește o instituție, vei face anumite alegeri cu partenerul, partenera și vei merge într-o instituție pentru casă, pentru familie, pentru a face acele alegeri care vă aduc plăcerii inimii voastre. Doiul de spade. Dar văd și că e posibil să fii mai confuz, mai indecis sau să fii confuz, indecis în ce privește două situații. În ce privește, e posibil să fii cu persoane de altă naționalitate sau să intri în contact cu persoane de altă naționalitate și acest lucru să te blocheze sau să nu mai dorești să-ți provoace confuzie, indecizie și să nu mai dorești să comunici sau să nu știi în ce direcție să o iei. Dar cu treiul de monede văd aici că va fi activități, colaborare cu alte persoane și văd că pasiunile tale și activitățile pe care tu le vei face te va conduce spre scopul divin al vieții tale. Da? Și să faci ceea ce iubești și să ai încredere în talentul tău. Văd că vei, nu știu, un parteneriat, o colaborare, un contract cu alte persoane care va dura pe termen lung. Chiar și în ce privește, poate vei dori să înveți ceva nou, să faci un curs profesional sau vei găsi un maestru sau vei face parte dintr-un grup de persoane care au aceeași lungime de undă în ce privește viața ta sau pasiunile tale și văd că vei fi foarte creativ, da? Colaborări și activități cu alte persoane, cu persoane care au aceleași gusturi, aceleași pasiuni ca și tine, aceleași talente ca și tine. Aici văd că vor fi anumite iluzii sau în momentul de față îți faci foarte multe iluzii tu. În ce privește trecutul tău, în ce privește o nedreptate, dar văd că va duce la progres.
Te gândești la viitor, te gândești la un progres, la o colaborare, la un parteneriat, te gândești la o călătorie, te gândești la timp, da? La timpul tău în care ai stat într-o relație sau îți faci planuri de viitor în ce privește relația ta. Văd că va progresa, va evolua la ce te gândești tu și la ce iluzii îți faci tu. Sau aștepți, îți faci foarte multe iluzii și aștepți răspunsuri și e nevoie de timp și văd casa. Văd că casa, vei face anumite alegeri în ce privește casa ta, schimbări în casa ta și încerci să-ți imaginezi. Și vei face drumuri pentru casă și vei încerca să-ți imaginezi în ce privește anumite alegeri în casa ta, adică în ce privește designul. Da, și văd că vei fi foarte creativ și vei urma pasiunile tale. Poate chiar zugrăvești sau desenezi, colorezi ceva în această lună, dar văd și că te vei confrunta cu persoane, cu colaboratorii tăi, partenerii tăi de afaceri, în ce privește abundența, în ce privește partea financiară. Aici văd că vor fi discuții în contradictoriu, în ce privește banii, da? Cu persoane care trebuie să-ți ofere bani și întârzie sau te duce cu vorba, etc. Sau ai probleme cu partea financiară în ce privește proiectele tale, văd că vei avea o poziție de lider, dar ți se spune să-ți asculți intuiția. Și văd că o femeie foarte empatică, spirituală, o femeie intuitivă va avea un rol important care are rac scorpion-pești sau luna în rac scorpion-pești. Văd că ți se spune răbdare, dar și studiu înainte de a acționa, da? Să ai răbdare și să studiezi înainte de a acționa. Haideți să vedem ce vă spun dragonii pentru voi, dragii mei. Am reușit foarte multe, deci foarte multe să mulțumesc. Asta am să o iau. Zice să mergi mai departe. Văd că vei fi foarte prudent în deciziile tale. Văd că te interiorizezi și reflectezi, meditezi, poate dorești să mergi la un medic. Cauți o soluție, cauți un adevăr, dar văd că îți dorești să mergi mai departe, să lași trecutul în urmă. Da? Și aici, wow, vei avea succes, dragul meu, draga mea. Vei atinge succesul. Dar e nevoie de timp. Și zice să renunți la întuneric pentru a aduce vindecare, pentru a înflori. Spune să renunți la întuneric, să ieși din întuneric pentru a te vindeca, pentru a înflori. Interesant. Mulțumesc, wow, cât a ieșit. Aici văd că te vei însănătoși și vei fi foarte mândru de tine. Văd că e ca și cum vei atrage privirile sau vei fi mai fermecător sau mai fermecătoare, vei fi mai atractiv, dar și te vei, în această lună aprilie, vei fi mai creativ și vei face totul mai frumos. Dar văd și sănătate aici. Da, zice să vei lupta, dar într-un mod pacific. Văd aici că vei fi foarte războinic, să spunem așa, dar într-un mod pacific. Haideți să vedem ce vă spune oracolul îngerilor. Să vedem ce numere ies, dar nu vrea de nicio culoare. Haideți să vedem. Am să pun acestea deoparte. Ok. Haideți să vedem oracolul îngerilor. 6-6, 6-6. Răspunsul la întrebarea ta este nu. Dacă te gândești să începi o nouă activitate sau să începi ceva nou, așteaptă, nu este momentul. Uneori un nu este mai prețios decât multe dauri. Da?
Uneori un nu este mai prețios decât foarte multe dauri. Da. Legea sfidei. Aici văd că sunteți sfidați sau sunteți provocați, aveți o probă de a înfrunta. Zice că legea sfidului este o probă de a înfrunta și de a câștiga, trebuie să aduci transformări care dorești în viața ta. Să nu-ți fie frică de schimbări, sunt doar preludiul unei manifestări. Văd că ești sfidat, ai anumite sfide pe partea financiară, ai anumite provocări în ce privește partea financiară. Dar uite, legea unității. Suntem toți unul și să te simți parte din ceva mai mare. Închide ochii, conectează-te cu infinitul și deschide-te la legea unității. Lasă-te dus de acest moment de pură extazie și să îmbrățișezi iluminarea. Vei primi iluminare, ți-am mai spus mai devreme. Vei fi iluminat, vei vedea de fapt lumina, de fapt lucrurile cum stau, adevărul în ce privești persoanele din jurul tău sau vei vedea adevărul persoanelor care te vor minte. Deci e clar că vei fi mai înțelept. E clar că tu vei fi mai intuitiv, mai intuitivă. Îți vei da seama de anumite, cum să zic eu, de o anumită realitate, de anumite situații. Dacă vei fi dus cu zăhărelul, nu vor reuși. Nu vor reuși. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine data viitoare. Vă doresc o lună aprilie binecuvântată. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. La revedere, sănătate, numai bine. V-am pupat!